Chiar în prima zi a anului nou, prin satul Hârjauca din Călăraș, s-a răspândit o veste groaznică. O săteancă de 34 de ani, mama, doi copii, și-a ucis fostul iubit. Боялась, что наоборот случится, что мне сообщат, что он, Вася, убил Олю. И тут она мне говорит, что Оля Васю. În locuința în care s-a întâmplat totul se afla un vecin de-al femeii, dar și doi copii, de 5 și de 3 ani. Astăzi, ei au rămas orfani de tată, iar mama le scrie scrisori de după gratii. Вашей сестры Оле, насколько я знаю, двое детей маленьких, 3 и 5 лет. Они с кем остались? Соседями, с бабушкой и дедушкой, названными бабушкой и дедушкой. La scurt timp, tot mai mulți oameni din sat au început să-și exprime susținerea față de ucigașă. Sătenii vorbesc că, de fapt, Olga, femeia arestată pentru omor, ar fi victima acestei situații. Она прибегала ко мне и показывала мне синяки, которые он избивал ее. У нее вот такие синяки. И сюда. И говорит, что это такое? Говорит, это Вася бил. Он ее схватил сзади, она упала на землю. У нее кровь носом текла, никак не могли остановить. Потом на следующий день опять. Иду, опять вся ванна, вся в крови. Она всегда его боялась, она всегда говорила, он что-то со мной сделает, я так уже не могу жить. А это правда, что в том же доме произошла другая трагедия ранее? Не знаю, или дом проклят, или наша семья, или что, или не знаю. Папа, маму тоже вот нашел в сердце. În momentul în care ești agresat, trebuie să te aperi. Dacă ești o femeie slabă și nu ai cum altfel, pui mâna pe prima ce-ți nimerește la îndemână. Și asta poate fi un cuțit. Она не помнит, она не помнит нож, она как это все произошло. Она помнит, что он ее повалил. Она вырвалась, выбежала, закурила сигарету, заходит, и он, говорит, лежит. De la ce ar fi pornit conflictul între cei doi foști iubiți? Ce ar fi făcut-o pe Olga să-l înjunghieze pe bărbat? Și ce adevăruri va scoate la iveală testarea la poligraf a singurului martor matur? В тот день она была... Она пишет, что он пришел с бутылкой шампанской, что они выпили шампанское с этим Петру. Когда вот, и она делала... Ну, пришло время послушать Петра. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre Olga Iașin din Hârjauca, raionul Călăraș. Femeia de 34 de ani și-a înjunghiat concubinul chiar în seara de 1 ianuarie. Totul s-ar fi întâmplat sub ochii celor doi copilași ai cuplului de 5 și 3 anișori, dar și a unui vecin care a venit la ei în vizită. Astăzi, femeia se află în arest preventiv și riscă ani grei de pușcărie. Sora ei, dar și vecinii, afirmă însă că în această istorie Olga este mai degrabă o victimă decât agresoare. Ei ne-au povestit că, ani la rând, femeia era supusă violenței domestice, concubindu-l agresându-o chiar și atunci când ea era gravidă. Din cauza asta, Olga ar fi născut prematur. Oamenii legii i-ar fi aplicat numeroase restricții și amenzi concubinului violent, doar că acestea nu-l opreau, ba dimpotrivă, el devenea tot mai agresiv. Acum, în platoul nostru va intra Petru Dumitriu. El este singurul martor, matur, al tragediei întâmplate în casa Olgăi. Ce s-ar fi întâmplat între cei doi concubini și ce a făcut-o pe Olga să înfigă cuțitul în inima iubitului, vom auzi acum. Petru, vă așteptăm în platou. Bună seara, Petru! Bună seara! Petru, mai întâi, vreau să vă întreb, de ce ați venit atunci, în seara aceea, la Olga acasă? Am vrut să felicitez copiii și pe Olga cu an nou. Asta era prima dumneavoastră vizită? Da. Până atunci ați mai vizitat-o? Nu, asta, prima dată am vizitat-o în 2020, când m-a servit cu cafea în casă la dânsă. Și acum de ce ați venit așa pe neprins de veste? Eu știam de dânsă că trăie săracă și se jăluia că Vasile tot timpul vinea la ea și o bătea și îmbla. Cui se plângea ea? De unde? Eu când am felicitat-o cu copii și pe Olga, ei se jăluia, se plânge că ea când el în fiecare zi vine, și o bate și spare copiii. Petru, dar ca să înțeleg, ce relație aveați dumneavoastră cu Olga? Tata ei cu tata meu erau cumva prieteni, se știau. Așa. Și
Eu am auzit de la tata meu că trăiește foarte greu. Și ați decis să veniți și... cu pomene? Sau... Cum? Am vrut să fac un bine. Ea știa că o să veniți, mea. Că o să... Ea nu știa. Eu așa că am vrut să fac ca o surpriză ei. Pentru copii și pentru ea. Și afirmați că până atunci nu ați mai venit la ea timp de 2 ani, din 2020. Nu, nu. Dar în momentul în care ați venit, la ce oră era, Petru? Asta e, nu știu, aproape la ora 5 eu... Pe la 5 seara, da? Ați nu, nu, pe la 5 eu m-am dus la magazin. Am luat cumpărat cadouri și o sticlă de șampanie. Jumătate la 6, așa. Ați intrat la ea? Da. Vasile era deja acasă? Nu era. Că eu când am intrat o gradă, eu când am ajuns la ușă și am bătut la geam, Olga se deschide. Și ea s-a uitat și eu am întrebat-o. Olga, poate să felicitez copii și pe tine de anul. Și ea a dat acordul și a spus că așteaptă deschid ușa. În momentul ăsta, vecinul Petre, afganul, a venit din partea grădinii. Și ne-am întâlnit acolo la ușă. Eu am întrebat Petre, Petre, tu ce vin? Da, Petre m-a întrebat, da, tu ce? Eu zic că eu am venit să felicit copii și pe Olga. Dar Petre a spus că eu am rugat pe Olga să iei un pachet țigări, să-mi dei țigările. Și Olga, când a deschis ușa, a dat țigările lui Petre și Petre a plecat. Dar Olga m-a invitat în casă să intru. Mm-hmm. Spuneți-mi, vă rog, ziceți că Vasile atunci nu era în casă. Când a apărut el? Peste 20 de minute a apărut. A început să bat la geam, ca Olga să deschide. Cum a reacționat Olga atunci? Olga, când a auzit glasul lui, a spus că, Vasile, tu n-ai ce cădă un ograd la mine și în casă la mine. Nu-ți permiți să intri în casă la mine, că eu cu tine nu trăiesc jumătate de an, tu nu dai niciun ajutor la copii, tu n-ai ce cădă aici, ieți ce ai cu tine și ieși din ogradă, că eu acuși sunt la 112. Și în momentul cealaltă, eu a început să sune la 112. Și... Deci el încă nu intrase în casă? Nu intrase. Ce a spus ea la serviciul 112? La 112 a spus că așteptați brigada. Deci ce le-a povestit ea lor? Da, eu, când a sunat, a cerut ajutor. A spus că ea, că el iar a venit și bate la geam și nu dă pașii să trăiesc copiii. Asta pe la ce oră era? Asta era așa undeva la 5:40. Dacă nu mă găsesc, 5, aproape de 6. Uh-huh. Așa undeva. Deci nu mai devreme. Nu, așa. Dar spuneți-mi, vă rog, încă un lucru foarte și foarte important, Petru. În momentul în care ați venit la Olga, în ce stare era ea? Olga? Ea era trează sau era deja amețită de băutură? Nu, sau de altceva? Nu era ea așa tare amețită. O lucruță avea e, dar nu tare. Că e, eu când am intrat în casă, ea frământa o făină, fășe niște turte. Haideți să auzim ce le-ați povestit colegilor mei mai devreme despre acel moment. Atenție! Când intru în casă, el a trântit-o pe dânsă jos. Copiii, în momentul ce se uitau la desene animate în altă cameră, alături. El a trântit-o jos și cu mâna stângă de-a lui, ținea amândouă mâinile a lui Olea așa după cap și el cum deasupra ei și dișghina cioarele. Și cu mâna dreaptă el vrea să dea pantaloni jos și zice, ia tebe Vasile, не делай глупости, вставай. Și el cum vrea să tragă de pantaloni. Olea striga, plânge să-i dea pași, vrea să scoale. Olea cere mâna de la mine să o scol pe dânsa. Ne-a dat mâna, eu o trăgem, îi zic, Vasile, вставай, сейчас дети зайдут, увидят, испугаются, что ты делаешь. El s-a sculat. Când a înțeles că e fășe la masă aluat, niște turte acolo. Și s-a apucat să fac ultimul aluat avea acolo. Eu m-am pus la loc la masă,
și o pucă pe dansa de umă și o zvârlă pe nas drept pe divan și zici că și sare pește dânsă și zici că ea fior nu te v***am. Eu așa resc-o spre dânsul și cu pumle. Eu am crezut că e cu pumle, ca femeile cu pumle la dânsul bate. Când văd cuțetul la dânsă în mână dreaptă, de la trei palituri, cum cuțetul și ala era îndoiet. Stăneu cu mâinile ca așa ea și eu am întrebat și cum să ne, l-a pucat pe dânsul între muriri. Și când s-a întors el, am văzut rana aici, palitură de la cuțet. Era într-un sviter negru el și într-o cameșă. Și în momentul ăsta, când am văzut tremurile, zic, Оля, ты его убила, наверное. Быстро звонит 112, скорую вызывает. Быстро, можно его еще спасти, că el se расуфла. Da, o sunat 112, iar o sunat e. Și a spus că ea ubila человека, приезжайте, вызывайте скорую быстро. Извиняюсь, а он на вас не набросился, когда зашел? Нет, он когда зашел, он даже слова мне не сказал. Он когда зашел в комнату, у него в руках был кулек, два пакета, там кефира было. Он положил на стол. И он сделал потом два шага назад к двери, разуваться стал. А Оля в этот момент взяла этот пакет с кефиром и хотела в него кинуть. Но пакет перелетели через него и в коридор туда, в стенку. Один пакет порвался и потек кефир. Он разворачивается, разулся, разворачивается в коридор, берет тот пакет и опять на стол. Он пока понес этот кефир на стол, он чуть измазался кефиром. Стал, нашел тряпку где-то, стал вытираться. Вот. Я в этот момент вышел посмотреть, откуда он зашел. Потому и что сильно не ругались они в этот момент? Нет, пока не ругались. А как он зашел вообще? Как он зашел в дом? Кто его пустил? Двери были закрыты от Оли, снутри. Так. Я бы бегом к двери посмотреть, двери открыты, куда он зашел. Смотрю, двери закрыты, как Оля закрыла на засов, были закрыты. Там рядом вот окно есть в сторону сарая. Я подошел к окну, пальцем раздвигаю это занавес, смотрю, там стекло разбито. И умом думаю, он, наверное, через окно влез. Deci, Петру, credeți că el a intrat prin fereastră? Da, eu așa... Olga nu i-a deschis, Olga nu l-a lăsat să intre. Da, eu așa credem că nu posibil că el a intrat prin fereastră. Dar Olga sigur nu l-a lăsat să intre. Da, Olga nu l-a lăsat să intre. El era beat? Da, era bat, țapăn de bat era și după ce eu m-am uitat la fereastră că era stricată și aud gălăjii în casă, ei se băteau acolo. Și auzăm că Olga spunea că Vasea, scoală, dă-mi pași, du-te acasă, Vasea, scoală, du-te acasă. Și eu când intru în casă, văd el, o pus-o pe ea jos. Ceea ce am auzit. Da, da. Dar spuneți-mi, vă rog, totuși, Petru, de câte ori Olga a sunat la 112 înainte de... De a intra el? Nu, da, și dacă poate a sunat pe parcurs, până în momentul în care l-a intrat... Înainte de a intra Vasea în casă, Olga de multe ori o sunat. De multe ori de câte? Asta aproape un ceas de vreme a durat. Deci el tot îmbla în jurul casei? El tot timpul bate la geamă să deschidă fereastra. Și Olea îi spunea că eu nu deschid ușa și tu n-ai căta pe aici. Și tot atunci suna la 112? Da, e fiecare... Petru, de câte ori a sunat? Amintiți-vă, vă rog. Nu, multe ori, aproape 20 de ori e sunat. 20 de ori? Da, eu așa mă gândesc, că dacă nu mă greșesc, eu prognosticativ aproape de 20 de ori. De pe ce telefon a sunat? Că e sunat de pe mobilul ei. Și ultima dată când eu a sunat la 112, acolo răspundeau, ждите, ждите помощь, сейчас приедут. Și eu zici, как я уже не могу ждать, он мне сейчас окно разобьет, зайдет в дом. Și de acolo transmite lui Оля alt număr de telefon la o brigadă. Dumneavoastră auzeați asta? Nu, e ca ta un toc scrie numărul și alt. Și nu găse. Și eu zic, Оля, продиктуй мне этот номер телефон, я на свой телефон запишу его. Și am scris pe numărul meu și am înregistrat-o. Și Оля, i-am dat lui Оля numărul și ala și ei o sunat și zici că știți, сейчас приедут.
Și în momentul este când eu ultima dată o sunat, el intră în casă. Și de atunci n-am mai sunat, pentru că n-am mai apucat. Da, de-amu când o cu cuțitul, am văzut cuțitul în mână la dânsa, eu îi spun că sun încă o dată 112 și se cheamă repede salvarea, că el încă răsufla și zic, poate a venit dar mai repede. Dar spuneți-mi, vă rog, Petru, de unde a apărut cuțitul în mâna Olgăi? Eu nu știu, eu când am intrat în casă, nici n-am zărit că... Dar dumneavoastră ieșiți la un moment dat? El când cu chiferul ăsta... Așa? La masă, eu în momentul acela am ieșit să văd pe unde a intrat el. Așa. Și când am dat în gând că el a intrat numai peste fereastră... Când ați revenit, ați văzut scena cu violul, da, practic. Da, el da, încerca da. Să o violeze. Da, dar vreau să vă întreb, când a apărut cuțitul în mâna Olgăi? Și de unde? Asta am să vă spun. După ce când am văzut eu în casă, pe dânși amândoi, Olea striga și ruga, Vasea, vstane, idi dămoi, stavine în păcoie. Și eu rugam, Vasea ne delă glumă, el din cuvinte lui ieșea că eu pe tine așa și în gură a să-ți dau și... Și eu spuneam, Vasea, nu fă prostii, Vasea, Vasea, scoală, du-te acasă și nu fă prostii că copiii își stau în casă, uite la desene animate. Și peste vreo 3 minute se scoală. S-a sculat. Olga, ce-a făcut în acest moment? Olea a șerut o mână ajutor, am sculat-o pe Olea în picioare și ies-o apropiat la masă că avea ultimul aluat acolo să facă o turtă. S-a apropiat la masă și el, eu m-am pus, m-a așezat la locul meu la masă, unde ședeam, și el vine și ia de pe masă sticla și de șampanie și toarnă un pahar de șampan plin și o bie. Și în momentul ăsta, Olea, cât face a luat ceala, el o pucă de umăr și o zvârle pe divan și sare peste dânsa. Și Olea, strigând la dânsul, de-a mă era șocat, zici că «Vâideți, domnul, ăsta moi rădite-ți domn, te zacem suda zașol?» Și rescă spre dânsul. Eu am crezut că el cu pumnul bate pe umăr la dânsul. Și când văd mâna mai sus, văd, am văzut cuțitul îndoiat în mână la dânsa. Și el sferește într-o parte și eu zic, Olea, ce tu zdelă, tu Vasiu ăta ubilă. Dar el zice că, da, un pretvariaiță, nivo ne ubilă. Eu zic, cac ne ubilă? Dar eu vedem că el s-a sculat pe divan, așa, așa, șezând, și s-a plecat. Și eu întreb, Vasia, ce tot să mă, все в порядке, dar el nici o vorbă nu spunea. Nu mă atașe. Și câte o leacă s-a plecat în colțul divanului. Și l-a apucat așa un tremuriș. Eu am crezut că el e bolnav de epilepsie. Până a venit salvarea, el era mort? Da. Petru, ne-ați povestit totul, am înțeles, în linii mari. Spuneți-mi, vă rog, v-ați dorit să treceți testarea la detectorul de minciuni? Și vreau să vă întreb, de ce ați decis să o faceți? Este cineva care nu vă crede, care pune la îndoială ceea ce povestiți? În sat, cui am povestit chestia asta, lumea nu mă credea. Și de atât așa am decis să trec. Eu am spus că este detectorul J, este expertiza și expertiza și detectorul deodată arată ce și cum s-a întâmplat și cine este vinovat. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ați povestit exact așa și la poliție ce s-a întâmplat? Da, ați fost interogat? Da, da, tot așa am povestit. Interogat? Da, tot așa am povestit. Dar de ce lumea credeți că... De ce? Începe a vorbi. Cum credeți? De ce lumea nu vă crede? Că chipurile eu am venit la Olga, am felicitat copiii și credeau că eu am relație, am avut cu dâns. Dar eu dar nu ați avut niciun fel niciodată de în viață n-am avut cu Olga relație și ceva. Nici în gând n-avem să le am, fiindcă eu știam că e mai tânăr ca mine. Eu am împlinit... Câți ani aveți? 11 ianuarie am împlinit 50 de ani. V-a fost, în cadrul testului v-a fost adresată și această întrebare. Cu ce intenție ați venit la Olga? Și în curând vom afla dacă ați spus adevărul. Pe dânsa când o luat în mașină poliția, a spus că, Petia, pomoги-mi, пожалуйста. Правду рассказать на суде, как все было. Asta ne deschide și nouă ochii la multe alte lucruri. A săvârșit o infracțiune și o tentativă de infracțiune. Tot timpul spune, я жду вас помощи, приезжайте быстрее. Eu sper că o să răspundă și trebuie să răspundă. Ați venit în vizită la Olga ca să o curtați?
Chiar în prima zi a anului nou, prin satul Hârjauca din Călăraș, s-a răspândit o veste groaznică. O săteancă de 34 de ani, mama, doi copii și-a ucis fostul iubit. Băiala și în abăr o slucită și mi-a săpșat că on, Vasia, ubil Olia. Și tot ana mi-a găvărit că Olia, Vasiu. În locuința în care s-a întâmplat totul se afla un vecin de-al femeii, dar și doi copii, de 5 și de 3 ani. Astăzi, ei au rămas orfani de tată, iar mama le scrie scrisori de după gratii. Vași sestre, Оля, насколько я знаю, двое детей маленьких, 3 и 5 лет. Они с кем остались? Соседями, с бабушкой и дедушкой, названными бабушка и дедушка. La scurt timp, tot mai mulți oameni din sat au început să-și exprime susținerea față de ucigașă. Sătenii vorbesc că, de fapt, Olga, femeia arestată pentru omor, ar fi victima acestei situații. У нее вот такие синяки. И сюда, и говорит, что это такое? Говорит, это Вася бил. Он ее схватил сзади, она упала на землю. У нее кровь носом текла, текла, никак не могли остановить. Потом на следующий день опять иду, опять вся ванна, вся в крови. Она всегда его боялась, она всегда говорила, он что-то со мной сделает, я так уже не могу жить. А это правда, что в том же доме произошла другая трагедия ранее? Не знаю, или дом проклят, или наша семья, или что, или не знаю. Папа, мама тоже вот ножом в сердце. În momentul în care ești agresat, trebuie să te aperi. Dacă ești o femeie slabă și nu ai cum altfel, pui mâna pe prima ce îți nimerește la îndemână. Și asta poate fi un cuțit. Она не помнит, она не помнит нож, она никак это все произошло. Она помнит, что он ее повалил. Она вырвалась, выбежала, закурила сигарету, заходит, и он, говорит, лежит. Martorul crimei a decis și el să spargă tăcerea. Cel care ar fi văzut scenele sângeroase este gata să facă mărturii șocante despre acea seară. Jumătate la 6, așa. Ați intrat la ea? Da. Am vrut să felicitez copiii și pe Olga cu an nou. Vasile era deja acasă? Nu era. Peste 20 de minute au apărut. Цапан де батераш. А он на вас не набросился, когда зашел? Нет, он когда зашел, он даже слова мне не сказал. De câte ori Olga a sunat la 112? Ну, multe ori, aproape 20 de ori я сунай. Acolo răspundeau, ждите, ждите помощь, сейчас приедут. Vine și iede pe masă sticla și iede șampaniu și toarnă un pahar de șampan plin și o bie. Și în momentul ăsta, Оля, cât fașea a luat ceala, el o pucă de umăr și o zvârle pe divan și sare peste dânsa. Și când văd mâna mai sus, văd, am văzut cuțitul îndoiat în mână la dânsa. Și ea sferește într-o par și eu zic, Оля, ce tu zdelă, tu Vasiu ăta ubilă. De la ce ar fi pornit conflictul între cei doi foști iubiți? Ce ar fi făcut-o pe Olga să-l înjunghieze pe bărbat? Și ce adevăruri va scoate la iveală testarea la poligraf a singurului martor matur? În sat, cui am povestit chestia asta, lumea nu mă credea. Chipurile, eu am venit la Olga, am felicitat copiii și credeau că eu am relația, am avut cu dânsa. Ziceți că lumea nu vă crede, ați vrut să treceți testul la poligraf. Dar, de fapt, ce vreți să demonstrați, Petru? Care este adevărul? Eu, cum vreau una că să... Și... Не жаль де Олга, ка аре дой копии, ши пе дынса кану луа там машины полиция, стям со дук ла Калараш, я пе мене мам братшат, ши оше рут ажитор де ла мене, он спус, Петя, помоги мне, пожалуйста. Да и он спус, Оля, я тебе одно помогу, правду рассказать на суде, как все было, а там уже суд решит, как тебе быть, там судьба уже покажет. Mulțumim, Petru. Haideți să vedem acum cum a decurs testarea la poligraf. Atenție! În seara de 1 ianuarie v-ați bătut cu Vasile? Nu. Este adevărat că Vasile a încercat să o violeze pe Olga? Înainte de omor, Olga v-a zis că îl va omorâ pe Vasile. În seara de 1 ianuarie, Olga era în stare de ebrietate?
A venit momentul să dau citirii rezultatele testului pe care l-ați trecut, Petru. V-au fost adresate foarte multe întrebări. Eu însă aici pe lista am 6 dintre ele cele mai importante, care ne interesau în mod special. Și prima întrebare sună în felul următor. Ați venit în vizită la Olga ca să o curtați? Ați înțeles întrebarea și ați răspuns nu. Întrebarea se referea la zvonurile precum că dumneavoastră nu ați venit de fapt pentru copii, da? Dar aveți de gând să o curtați pe Olga, nu, așa cum se zvonea în sat. Nu, eu am venit la Olga că să o felicitez, să-i dau o bucurie și eu... Deci ați răspuns nu. Da, am răspuns nu. Eu pot... Și acesta, așa cum a arătat testul, este un adevăr. A doua întrebare sună așa. Ați fost într-o relație amoroasă cu Olga? Nu, nu. Și rezultatele testului arată că aici ați spus un adevăr. Vasile a amenințat-o pe Olga cu moartea în seara de 1 ianuarie? Nu. Sunteți sigur? Da. Și acesta este un adevăr. Olga a sunat la serviciul 112 în seara de 1 ianuarie. Da. Ați răspuns da. Da. Și așa cum arată testul, acesta este un adevăr. Vasile a încercat să o violeze pe Olga față de dumneavoastră? Da. Și testul arată că aici ați spus un adevăr. Olga v-a spus vreodată că planifică să-l ucidă pe fostul ei iubit Vasile? Nu. Nu ați auzit așa ceva din gura ei? Nu, n-am auzit. Testul arată că aici ați spus un adevăr. Și ultima, probabil cea mai importantă întrebare din cadrul testului. Credeți că Olga l-a înjunghiat pe Vasile pentru a se apăra? Da. Ați răspuns da. Da. Și testul arată că aici ați spus un adevăr. Eu cred că Olga o să fie recunoscătoare lui Petru pentru că a dat toate detaliile. Deci probabil asta ne deschide și nouă ochii la multe alte lucruri. Și deși Olga era în permanență amenințată de el, eu înțeleg un lucru, că atât de mult s-a obișnuit cu asta, încât după ce el a încercat prima dată să o violeze jos pe podea, ea s-a întors, a luat și el să-l frământe mai departe. Adică imaginează-ți cât de obișnuit era ea că el să vină, să facă așa și în continuare să-și continui rutina zilnic, hai să spunem așa. Deci ăsta era un mod de viață. Ce-o determinat-o pe dânsa să ajungă la limita aia la care spună punct? Numai ea știe și numai ea poate să spună. Dorin, tu ce crezi? S-au deschis foarte multe detalii. Mi se pare că mărturiile lui Petru sunt extrem de importante. Nu știu, din punct de vedere legal. Deci, într-adevăr, este o dramă tot ceea ce s-a întâmplat. Și nu știu de ce organul de urmărire penală, în cazul dat, de fapt, eu nu cunosc esența cauzei penale, da? Ce probe s-au acumulat, dar la prima vedere, decedatul a săvârșit o infracțiune și o tentativă de infracțiune. O tentativă de viol și o violare de domiciliu. Deci, uitați-vă, în declarație, martorul confirmă dacă și poziția învinuit este la fel cu ceea ce spune martorul și acest test la detectorul de minciuni, chiar dacă nu este probă, dar o probă indirectă, undeva confirmă ceea ce martorul ne-a relatat nou până la vociferarea rezultatelor acestui test, arată buna intenție și faptul că ultimul nu încearcă să ne ducă în eroare pe noi, să ne prezinte o poveste, nu știu de cum, cu niște date sau să fie părtinitor, de exemplu. Sau să fie părtinitor, dar
cumva acest test confirmă spusele acestui martor și cred că organul de urmărire penală ori, dacă nu l-a audiat detaliat, urmează să-l audieze, ori poate după vizionarea acestei emisiuni îl vor audia detaliat, poate ori face și o confruntare între învinuit și inculpat pentru a elimina dacă sunt careva divergență în declarații și sper că aceste declarații vor fi tratate în favoarea Olgăi. Pentru că... Eu am o întrebare. De câte ori ai spus, ați spus, Petru, că a sunat Olga la 112 înainte de a se produce tragedie? Ziceați de 20 de ori. Da, vine puțin... De 20, da, așa. Că e, știi, fiecare 5 minute suna și a rugat pe dânsul ca el să ducă, să iasă ea din suna, ograd, dar ea aștepta să-i răspundă. Da, e când suna, e tot timpul spune, ia жду вас помощи, приезжайте быстрее, он сейчас мне окно разобьет, в дом зайдет и не даст мне покоя. Eu vreau să pun în discuție acest moment, pentru că el este extrem de important. Dacă să ne imaginăm că poliția venea la timp, grupul operativ sau nu știu cine trebuie să vină de acolo, tragedia putea fi evitată. Și aici vreau să știu acum, dacă se va demonstra că Olga a sunat de atâtea ori la 112 și până la urmă ajutorul nu a venit, asta o va scuti cumva, nu va scuti, dar poate îi va schimba soarta și sentința. Deci după mine, în principiu, nu este important câte ori s-a sunat. Vă zic de ce. După primul apel urma să se intervină imediat. Nu să aștepte, nu să se aștepte să fie 20, 30, 40. Dacă a fost unul, deja trebuia să reacționeze. Dar vă zic, iată cum a spus și Tatiana, că des ori se întâmplă așa. Da, și să ne mai ducem chiar să sfădesc, mâine să împacă, las că-s bieți, că-s sărbătorile și să rămpăca. Haideți totuși să vedem cine au spus la poliție despre aceste apeluri. Colegii mei au încercat să afle de la oamenii legii detalii despre aceste apeluri. Iată ce răspuns am primit de la Inspectoratul de Poliție Călăraș. Atenție! Conform extrasului sau conform datelor din registrul de evidență a informațiilor și infracțiunilor a poliției, deci primul apel doamna Iașin Olga l-a efectuat în jurul orelor 14, prin care au comunicat că are un conflict neînsemnat cu o persoană cunoscută și i-a deteriorat geamul și poliția să vină să-i pună sticla. Deci ceva amenințător nu a sunat în conținutul apelului. Următorul apel a fost făcut în jurul orelor 9:50. Dacă mă greșesc, de către deja medicii de la ambulanță sectorul Nișcani. Deci ei, dumnealor, au informat poliția despre comiterea infracțiunii și despre deces persoanei. Deci unicul apel e înregistrat a doamnei Iașin la jurul 14. Un apel 112 redirecționat. Din câte am contactat cu persoana responsabilă care a exercitat serviciul management operațional acea zi, era vădit în stare de ebrietate la momentul primului apel deja. Dar echipa s-a deplasat la fața locului? Nu știu care e. Nu am ridicat materialul în cauză. Dar cred că s-a deplasat. Deci, avem un lucru care se bate cap în, o declarație care se bate cap în cap, Petru, cu ceea ce ne spuneți dumneavoastră. Potrivit domnului de la Inspectoratul de Poliție, a fost un singur apel la ora 2, când dumneavoastră încă nici măcar nu erați acasă la Olga. Și conform domniei sale, n-a mai fost niciun apel decât în momentul în care Olga l-a înjunghiat pe Vasile și a sunat deja serviciul de urgență medicală. Olga o sunat la ultima când l-a înjunghiat și eu am spus că... Atunci da, asta se confirmă. Dar dumneavoastră ziceți că în acest răstimp... De la... e înainte... Ea ar fi sunat de nenumărate ori. Ceea ce nu ne confirmă domnul polițist. E în fața mea, lua telefonul și suna. Eu nu știu, suna el, e într-adevăr sau nu, că de fața mea vorge și cerea ajutor. Și el spune că, văd, ia prașu pomoși, vă căda prieteni, ia жду помощи.
В момент сейчас в дом войдет... То есть, мастер, афирмайте в континуаре, что я суна? Да, да, я знал, что я суна. И на урмы, когда я осунат на 112, де около я мне трансмисс он номер телефон, номер ушала, я он регистрат на мини. Есть регистрат. И когда я скрыл по телефону, мил, я дал лу Волга номер ушала. Звони. По этому номеру. Și ei, de fața mea, sună și acolo spun, răspund că amuși vin, amuși vin. Și de-amu... Așa, mulțumim, Petru. Можно, Марин. Она мне звонила в этот день, просила, тоже плакала, просила помощи. И говорит, я звонила с утра, 112 уже звонила она. Он с утра пришел, пьяный всю ночь, вот, праздновал, ну, Новый год. И утром пришел, они еще спали с детьми, он ее этот, опять бил в окна. Она напугалась, и она еще с утра звонила. В магазине тоже были свидетели. То есть, другими словами, вы утверждаете, что и до 14 часов да, она еще днем были звонки в 1-1-3. Да, да. Uitați-vă, ce ține de ultimele momente care le-au devenit cunoscute, afirmația reprezentantului Inspectoratului Poliției Călăraș era vădit în stare de libertate. Oameni buni, dragi polițiști, dar voi vă așteptați la 1, 1, 2, 1, numai oamenii treci? Numai și ei treci, sună și zoriți și ajutor. Îi sărbători și poate să sună și oamenii în stare de libertate. Haideți pe și ei în stare de libertate, îi lăsăm deoparte, fie și-o fi cu dânăși. Ei, oricum îți bieți. Ori muri azi, mâine, nu are importanță, nu? Așa este după logica acestui reprezentant al IPA Călăraș. Deci, dacă doamna a spus că cineva i-a pătruns în o gradă și i-a stricat geamul, chiar și dacă era în stare de libertate, da? Anunțați inspectorul de sector care deservește teritoriul, dați să ducă la fața locului. Poate tragedia, chiar și dacă nu s-au efectuat 20 de apeluri pe urmă, puțin mă interesează chestia asta. Iată apelul care l-a confirmat deja șeful adjunct al IP Călăraș. Anunțați inspectorul de sector, lasă-l să ducă la fața locului, să verifice cine a intrat, de ce a intrat până la urmă. Asta era și o infracțiune, articolul 179, cum am spus, violare domiciliu. Ei, dar cred că și era un sărbător și dacă știu că omul este de libertate, să-l deranjează. Al doilea moment. Tot să nu știu cum se învârtește, știți, în jurul faptului că vinovat, nu știu de ce, iată și mama decedatului spune de Olga. Da, este o tragedie pentru mamă că și-a pierdut un fecior. În genere, orice viață pierdută este o tragedie pentru cineva anume, da? Dar în cazul dat, haideți să spunem pe balanță. Cine a provocat tragedia asta? Când în privința Olga au fost vreo câteva hotărâri de protecție a victimii și lui Olga i-au pus chip și lui Olga i-au pus 90 de zile de interdicție de a pătrunde domiciliu, tot lui i-au pus. Deci, dacă omul ăsta, având câteva ori repetat hotărâri prin aplicarea interdicțiilor, nu înțeles. Păi oameni, nu trebuie să mai intru în o gradă aceea, nu-i casa mea, nu-i nimic. Că el vrea să-și vadă copii, este direcția asistent social, cu toate că tot intrând să tot nu este, locală, dar este, faci un grafic între vederi cu copiii. Familia asta urma să fie luată la un control anumit, pentru că e familie cu risc, cu risc sporit, cu risc pentru copii, cu risc de violență, cu abuz de alcool, cu... Deci o familie social vulnerabilă, luați-o la control, faceți-le vizite inopinate, vedeți cu ce se ocupă, dar ce stare sunt copiii ce. Dar dacă copiii ce văd tentative de viol, au văzut pe parcurs copilăriei că tata își bătea joc din mamă și au văzut toată violența asta, vă dați seama ce cresc. Vă dați seama că tot același risc, tot prin aceeași soartă cum a trecut mama lor, poate să treacă și acești copii. Și drama acestei istorie care, cu unul în cimitir, dar unul risc să-ți ducă în pușcărie pe vreo 20 de ani, 15. Încă dacă s-a demonstrat că totuși au fost cumva provocat. Iată aici un rol important, vreau să zic, dacă tot revenim la psihologie. El are expertiza psihiatrico-psihologică și dacă ofițerul de urmărire penală o să depună toată diligența și o să formuleze niște întrebări concrete și corecte și cumva această expertiză de că doamna era în stare de afect și a fost o explozie spontană de emoții care o adus-o la stare, încă doamna poate fi absolvită de răspundere penală sub aspectul stării de afect. Are șanse. Depinde cum se va lucra. Că, cu toate că de cele mai multe ori, nu știți cum se duce dosarul. Bâlbă человек, статя найдется. Așa și aici. Gata, au calificat pe omor intenționat, cu toate că nu știu ce omor intenționat. Că nu a fost din cât spune martorul dat, nu a fost planificat din timp. Și atunci când doamna era la podea și încerca el să o violeze, eu nu cred că se gândea. I-am dat să-i fac niște mâncare, să-l hrănesc ghetul, poate aprinde la putere. Nu cred. Faptul că poliția nu a venit la timp, practic. Deci, având în vedere că și la ora 14 s-a sunat,
așa, și nu a venit poliția. Cineva vă răspunde pentru asta? Deci eu cred că avocatul doamnei învinuite va depune demersurile necesare către Serviciul Protecției Interne și Anticorupție și către procurator pentru a se efectua un control. De ce? După parvenirea primului apel, chiar și dacă e în stare de ebrietate, nu s-a deplasat persoana responsabilă pe teritoriul dat la fața locului ca să stabilească. Să confirmă informația, nu se confirmă, există riscuri, nu sunt... Și dacă se stabilește că cineva era în ogradă, să înlăture agresorul din ogradă, să-l ducă, să întreprindă careva măsuri. Dar vă dați seama, nu face nimeni nimic în ziua de azi, mai cu seamă de sărbători, inspectorul de sector tot trebuie undeva să stăie la vă un pahar de vin și nu se mai duce el să conflicte. Rămâne doar să ghicim. Eu vreau să știu dacă cineva vă răspunde pentru asta. Eu sper că o să răspundă și trebuie să răspundă, pentru că e vorba de viața doi oameni, în care unul decedat și unul... Și rămân, iarăși vă dați seama, doi copii rămân a nimănui. Pentru că copii rămași pe drumuri, copii rămași în voia sorții și nu știi unde vor ajunge și acești beți copii și este tragic ce se întâmplă și eu sper că totuși nu se mai șefii de inspectorat, nu se mai acopere inacțiunile și neglijența subalternilor lor, dar o să iei măsuri, pentru că în mare parte tragediile care se întâmplă în sate sunt datorită inacțiunilor și neglijență lucrătorilor sociali, administrații publici locale și reprezentanților organelor afacerilor interne. Cel mai strașnic în această istorie este că, pe lângă faptul că femeile și așa știau la noi în țară, că nu prea ai cui să te adresezi dacă bărbatul acasă își permite să-ți dea vreo două palme sau pumni, le era rușine scoate asta din casă sau știau că o să mă adresez la poliție, dar ce o să-l facă? O să-l ducă la poliție, o să-l amendeze și după asta el vine acasă și cu mai mare putere dă în mine? Această istorie confirmă asta. Din păcate. Și pentru multe femei care se fac tot felul de campanii, emisiuni, tot felul de promovări, convenții semnate, nu știu pe unde, că femeia trebuie să ducă și să lupte pentru libertatea ei și pentru dreptul de a nu fi agresată în familie, de a fi iubită, istoria asta confirmă exact contrariu. Du-te, adresează-te, el o să fie pedepsit a doua, a treia oară, a patra oară, până când ați vină să te mântui de tăt. Și iar aici este problema. Cum să încurajezi o femeie care luptă cu violența în familie să lupte cu dânsa, dacă ea vede că nu are cine să o ajute, nici măcar poliția? Тут на самом деле речь идет о будущем поколении и о детях. И, на мой взгляд, в первую очередь нужно заняться детьми, с ними поработать, чтобы все это не было у нас из поколения в поколение. То есть работать помощь нужна с детям. Мне жаль, что даже находясь рядом с жертвой, с Ольгой, ведь вы не смогли ее защитить. Все-таки вы были рядышком. Да. Я понимаю, что, возможно, у вас нет. Не было той силы. Не было силы. Да, конечно. И его практически невозможно было остановить. А те люди, которые могли остановить его, они все-таки не приехали. Жаль. Относительно детей у меня все еще есть надежда, что они все-таки вырастут и их не настигнет подобный сценарий, да, и я надеюсь, что те люди, которые сегодня их воспитывают, это будут те здоровые взрослые, которые покажут им другую жизнь, которые смогут им показать любовь, мир и покой. Дай Бог вам здоровья. Ceea ce rămâne neclar în această istorie sunt apelurile telefonice ale Olgăi către serviciul 112 în seara tragediei. Pentru asta, sora Olgăi, Marina, a făcut un demers către respectivul serviciu pentru a obține descifrările acelor apeluri. La ziua înregistrării emisiunii, acestea încă nu i-au fost transmise. Noi le vom aștepta pentru publicarea ulterioară, ca să facem claritate în această parte a istoriei de astăzi. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc. Să iubiți pe cei dragi mereu alături. La o săptămână de la înregistrarea emisiunii, serviciul 112 a refuzat să-i ofere Marinei înregistrările telefonice pe care Olga, sora ei, le-ar fi făcut în noaptea crimei. A primit un refuz în genere în a-i comunica careva informații și respectiv ultima a apelat la mine ca paralel cu cauza penală care se gestionează de Inspectorat de Poliție Călăraș să întreprindem careva acțiuni.
Pentru a putea intra în posesia acestor înregistrări, avocatul Dorin Podlisnic a vizitat-o pe Olga de două ori, la penitenciarul numărul 13 din Chișinău. Ea sumbru își amintește despre detaliile faptei care au avut loc în acea zi. Este o stare destul de disperată, o stare de neîncredere în ceea ce va urma pe viitor. La două săptămâni după ce Olga Iașin a semnat solicitarea către serviciul 112, Marina, sora acesteia, a primit descifrările și înregistrările apelurilor telefonice. Din informațiile oferite de Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență, observăm că la data de 1 ianuarie, în intervalul orelor 00:00-23:00, au fost efectuate 7 apeluri telefonice, dintre care 2 apeluri cu o durată de 0 secunde, iar restul 5 cu diferite durate de timp, de la 1 minut și până la 3 minute. În apeluri, Olga spune că un oarecare cunoscut în timpul zilei i-ar fi stricat ușa și geamul de la locuință. Astfel, ea cere ca cineva din polițiști să vină pentru a rezolva această problemă. După o pauză de 2 ore, femeia revine din nou cu o serie de apeluri în care solicită prezența unui polițist pentru a constata pagubele. În toate apelurile efectuate către 112, Olga nu anunță colaboratorii că s-ar afla în pericol. După ora 21:00, Olga revine cu apelurile la 112, doar că de această dată anunță serviciul că ar fi făcut o crimă și anume și-a înjunghiat fostul iubit. Femeia presupune că bărbatul s-ar preface de fapt mort. În acest apel, Olga acuză poliția că nu a intervenit la timp. După ce a ascultat aceste apeluri telefonice, Marina, sora acuzatei, ne-a rugat să nu publicăm înregistrările. Ну а почему она так сильно не хочет, чтобы это показали? Что, что она, потому что там нету того, что поможет ей. Что она в пьяном состоянии там говорила? Как бы прокомментировала вот эти все записи? Как? Я в ужасе. Я не хочу, чтобы это что-то там говорили вот, или сказали. Вот. Avocatul Dorin Podlisnic consideră că înregistrările ar putea să o avantajeze pe Olga în instanța de judecată. Expertul spune că oamenii legii ar fi trebuit să intervină la timp în aceeași zi. Să admitem, chiar dacă grupul operativ din cadrul Inspectoratului de Poliție Călăraș poate era la o altă solicitare sau au considerat superiorii că nu este cazul să plece chiar toată grupa operativă. Ofițerul care deservește sectorul dat consider că era obligator să se prezinte odată și a fost făcut solicitare și atât ignoranța respectivă a dus la consecințele care le avem. La fel, Dorin Podlisnic recomandă surorilor Iașin să realizeze o expertiză psihologică a copiilor, care ar putea demonstra abuzurile sexuale comise asupra Olgăi. Dacă se adeverește faptul că a încercat să întrețină un raport sexual forțat cu ultima și o tentativă de viol, deci vorbim de două infracțiuni în cazul dat, dacă se adeveresc faptele date, atunci Olga poate spera la o pedeapsă blândă. Între timp, avocatul femeii, Vladislav Jean, ne-a anunțat că dosarul Olgăi a fost transmis magistraților. Dosarul deja e în instanța de judecată și vedem. Urmează să fie audiați martori. El spune că, într-adevăr, nu-și dă de seama, reieșând din spaimă, reieșând din toate circunstanțele care au fost atunci. El, într-adevăr, spune că el ar fi încercat să o violeze, chiar și martorul care a fost prezent la fața locului tot indică. Oamenii legii o învinuiesc pe Olga Iașin de umor intenționat. Dacă vinovăția acesteia va fi demonstrată, tânăra riscă o pedeapsă de la 15 la 20 de ani.